Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă emisiune Hai să fim super! Așa cum v-am obișnuit, un nou invitat super de data asta din handbal. Dan Savencu este invitatul meu. Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Ești un tip extraordinar, un super sportiv. Te-ai născut la Galați, un oraș destul de dur. Ai făcut un sport și faci în continuare un sport la fel de dur, aș putea spune. Cât de mult te-a ajutat chestia asta în formarea ta? Sportul îți oferă o altă educație. Am încercat și am vrut să fac sport de performanță încă de mic. Am mai cochetat și cu alte sporturi, așa era în acea perioadă. Dacă un copil din fața blocului mergea la un anumit, sport, a doua zi mai eram 3-4. Mie mi-a plăcut întotdeauna sportul de echipă. Am preferat să rămân, să fac acest sport. Un sport foarte frumos, dar cel mai mult m-a atras spiritul de echipă. La 18 ani am plecat de la Galați, cu o anumită experiență în spate. Nu neapărat dură, dar am avut foarte multe de învățat din Galați. De ce se spune că e un oraș foarte dur? Tu probabil știi mult mai bine chestia asta. Nu neapărat pot spune că știu mult mai bine, pentru că făcând sport nu am avut timp să cunosc duritățile Galațiului, dar din povești îl știu și eu, de la prieteni, de la colegi. Este un pic, mă refer, cred că este un pic un oraș un pic violent. Câți dintre prietenii tăi au rămas în sport? Eram singurul din gașcă care făceam sport de performanță. Nu mi-a plăcut niciodată să stau în acel anturaj. Simțeam că nu este locul meu. Nu era locul meu. Provin dintr-o familie de sportivi. Tatăl meu a fost sportiv de performanță, a fost campion național la decathlon. Am primit acea educație și simțeam și știam că nu, dacă voi rămâne în acel mediu, nu este benefic. El, tatăl tău, a fost cel care ți-a insuflat dragostea asta față de sport? Da. Am fost încurajat, am fost susținut să fac sport. Nu a contat disciplina sportivă. Dar, ce ai învățat de la el? Ambiția și dăruirea. El este o persoană foarte ambițioasă. A demonstrat-o și o demonstrează inclusiv la această vârstă că este o persoană ambițioasă. Și în primul rând să nu renunț niciodată. Trebuie să muncesc și orice obstacol pe care îl am, cu muncă și cu seriozitate, voi putea trece peste. Eu am o curiozitate. Tu ți-ai pierdut anumiți prieteni pentru că ai îmbrăcat haina alegei? Nu. Nu, sunt plecat de la 18 ani din Galați. Nu. Ai aceiași prieteni pe care ai avut în copilărie? Sau mai ai? Nu, mai am discuții, sunt prietenii mei, dar din păcate ne vedem foarte, foarte rar. Merg la Galați de 2-3 ori pe an, mă întâlnesc cu ei, discutăm, dar nu s-a schimbat cu nimic datele problemei. Care a fost eroii copilăriei tale? Ai avut un erou care te-a marcat, nu știu, dintr-un film sau un personaj care te-a marcat real? Nu, am avut un idol din handbal. Mi-a plăcut foarte mult un suedez, când eram în perioada când am ieșit campioni mondiali, Lovgren se numea. Nu neapărat prin jocul pe care l-avea, ci prin atitudinea și ceea ce, în mesajul non-verbal. Ce îți plăcea? Atitudinea. Sunt foarte multe lucruri pe care nu trebuie să le spui ca să le transmiți. Îmi plăcea mesajul non-verbal, limbajul trupului. Ceea ce făcea în teren ca să-i mobilizeze pe ceilalți coechipieri. În momentele grele, era cel care... noi avem anumite frustrări. Suntem supărați, suntem nervoși. Nu, era mintea limpede din teren. Și reușea prin acest fel să-i calmeze și pe colegii lui. Nu trebuia să vorbească foarte mult și nici nu înțeleg suedeză. Exact, da, dar eu vreau să te întreb pe tine. Știi, e o chestie foarte importantă să-ți găsești un anumit personaj prin care să te identifici. Dar pentru tine cum era? Voiai să fii Dan Savencu cel original, să fii unic? Sau ți-a plăcut să iei anumite lucruri de la cele mai importante persoane sau personalități pe care tu le iubeai în momentul ăla? Cum te vedeai? Fiecare persoană este unică. Fiecare persoană este specială în felul ei. Am avut foarte multe de învățat de la toate persoanele în care am intrat în contact și nu numai, dar îmi place să cred că sunt un pic unic. Am făcut lucrurile nu neapărat să fiu mai special,
dar să le fac în felul meu. Mai ții minte sau ți-aduci aminte de vreun moment important din viața ta prin care ai făcut pe părinții tăi fericiți? Când au fost ei atât de mândri de tine și ți-au spus lucrul ăsta? Ca părinți, cred că sunt zilnic. Dar știi că sunt părinți care se exprimă mai greu, știi? Adică nu-și arată iubirea față de copii, pentru că probabil nu au timp sau așa au fost crescuți și ei și nu e vina lor. Dar părinții tăi au avut un moment în care să-ți arate, știi, recunoștința și dragostea și mândria că fiul lor este un super handbalist? Zilnic. Zilnic? Zilnic, vorbim zilnic, cel puțin cu tatăl meu vorbesc zilnic. De fiecare dată ține să-mi spună cât este de mândru și cât de mândru îl fac peste orice greșeală. Am greșit, toți greșim. Evident. A fost alături de mine și el și mama mea și avem o comunicare foarte bună. Este cel mai important. Lucrul acesta încerc să-l fac și cu copiii mei. Să comunicăm, să discutăm, orice problemă poate fi rezolvată. Au fost momente grele, pentru că suntem sportivi de performanță și sunt și urcușuri și coborâșuri. Ei au fost acolo lângă mine, nu doar în momentele bune, când ești campion. Lucrurile bune încep să devină normale, să te obișnuiești cu ele. Din lucrurile grele și din lucrurile rele trebuie să învățăm. Și ei au fost acolo și m-au susținut de fiecare dată. Vorbind despre cariera ta acum, aș vrea să te întreb care a fost cel mai important antrenor pentru tine, omul care te-a format și ce ai învățat de la el, lucru care te-a format pe tine în cariera ta. Domnul Ion Crăciun este antrenorul care m-a format, care mi-a fost mentor, cu care și acum discut și mulțumesc pe această cale că a avut încredere în mine și că a avut răbdare în primul rând. Nu sunt o persoană... De ce spui răbdare? Sunt o persoană cu care se lucrează destul de greu. Sunt destul de încăpățânat, orgolios și a avut acea răbdare. Am plecat la 18 ani. A fost antrenorul care a venit pe 12 octombrie. Am făcut 18 ani. Pe 18 octombrie au venit și m-au luat de acasă. Eram un copil. Plecat de lângă părinți, obișnuit acasă cu tot confortul casei. Și am plecat în viață. Am fost ca al doilea tată, am dormit la dumnealui, am mâncat, am stat la masa lui și tot ce am avut de învățat și ca om și ca persoană și ca jucător am învățat de acolo. Era un antrenor și este un antrenor dur, cerea întotdeauna mai mult, niciodată nu era mulțumit. Și la 18 ani e destul de greu să înțelegi acest lucru. Dar vedea eu nu reușeam să-mi văd potențialul, el l-a văzut. Categorii, da. Și ne ducea spre epuizare. Antrenamentele erau fizice, erau lungi, erau dure. Eram foarte mulți tineri în acel moment în echipă și nu aveam altă șansă. Adică nu puteam să câștigăm decât prin foarte multă muncă. Nu aveam experiență, erau foarte multe lucruri de pus la punct și ușor, ușor am învățat, am progresat. Majoritatea jucătorilor au plecat, când am plecat de la prima echipă la seniori, a fost la Megidia, o echipă cu care am promovat, am jucat în cupele europene și ne-am dezvoltat foarte frumos. Iar jucătorii care au plecat de la Megidia și-au găsit echipe cel puțin de top în România. A fost, într-adevăr, a fost antrenorul care mi-a fost mentor. Aș vrea să ne uităm la câteva imagini și vom comenta împreună după aceea, da? Sigur. Siguranță și încredere, asta ne promite Dan Savenko, s-a îmbrăcat pentru prima dată în uniformă și a ieșit pe străzi. Este o provocare, mă bucur că reușesc să ajut Ministerul Afacerilor de Interne. Fiți responsabil și stați acasă. Ai îmbrăcat și această uniformă în perioada pandemiei. Și de la pivot ai fost agent, da? Există o asemănare între lucrurile astea două? Cum te-ai simțit? Sau dacă poți să ne povestești ceva? Tu ai mai povestit despre perioada asta. Într-o oarecare măsură, uniforma e un echipament de sportiv. Așa cum port cu mândrie echipamentul de sportiv și reprezint un club foarte puternic în România și am o anumită responsabilitate, te responsabilizează acel echipament, la fel și uniforma. E o uniformă pe care trebuie să o respecti, trebuie să o porți cu mândrie și te responsabilizează. Într-adevăr,
este alt mediu, nu putem discuta de ceea ce fac în sport și ceea ce înseamnă munca de polițist. Dar a fost o experiență foarte, foarte plăcută și utilă pentru mine. Și din experiența ta, care crezi că a fost lucru care te-a făcut să-ți dai seama de această perioadă a pandemiei și cum vedea lumea această perioadă? Cum ai simțit-o lumea? Un pic cam relaxată. Au fost momente în care... Ai dat amenzi? Nu. Nu se pune problema. Nici nu aveam cum și, sincer, erau și amenzile foarte mari și nu puteam, sincer să fiu. Au fost situații, s-au dat foarte multe amenzi în perioada aia, cel puțin cu colegii cu care am lucrat, s-au dat foarte multe amenzi. Nu mai vorbim în ferentari unde nu le păsa. Din punctul meu de vedere, nu le păsa că primesc amendă sau alte chestii. Dar apoi, ulterior, după 2 săptămâni, am fost repartizat la o altă secție de poliție, lucrurile erau un pic mai relaxate și am avut foarte multe de învățat. Norocul nostru ca sportivi, pentru că eram mai mulți sportivi, sau toți sportivii din Dinamo care sunt cadre angajate, am mers la anumite secții, nu am mers toți la acele secții. Iar pentru noi... Lucrurile cred că sunt un pic mai simple, pentru că avem această posibilitate să ne adaptăm foarte rapid și reușim să interacționăm cu publicul. Să interacționăm și să ne integrăm foarte rapid într-un grup, într-un colectiv. Până la urmă, cel puțin pentru mine a fost mai simplu, pentru că practic un sport de echipă și e normal. să lucrez în echipă. Știu ce înseamnă munca din echipă, știu ce înseamnă să mă bazez pe colegul din stânga și din dreapta. Și același lucru și la poliție. Încrederea e factorul principal. Îți place latura asta? Ai vrea să o practici în viitor? Cu siguranță, dacă nu vei avea altă posibilitate, cu siguranță o voi practica, pentru că este o muncă și o meserie foarte frumoasă. Unde ai vrea să ajungi? Ministru, e ok? E ok, eu te-am întrebat pentru că cu toți invitații vorbesc despre lucrurile astea de viitor, știi? Și o să-ți mai spun o chestie, eu sunt o tipă foarte norocoasă, cam ce spun aia se întâmplă. Și de asta te-am întrebat, ce-ți dorești ca să dau mai departe universul? Trebuie luat pas cu pas, dar întotdeauna am avut și mi-am propus, am avut provocări foarte îndrăznețe. Niciodată nu m-am limitat sau nu am visat la lucruri mărunte. Asta este foarte bine, corect. Și prin ceea ce fac la echipa de club și prin... Sus, tot timpul. Tot timpul trebuie să... Chiar dacă pare imposibil, nu e nicio problemă. Cred că nimic nu e imposibil. Reușește a doua oară. Avantajul nostru ca sportiv este să învățăm din greșeli și să știm când să ne ridicăm. Exact. Nu trebuie să ne plafonăm. Când după o înfrângere stăm acum, analizăm și facem... Ne gândim prea mult timp la o înfrângere. Este o înfrângere, învățăm, luăm și ce e bun, pentru că sunt și lucruri bune. Corect, chiar și într-o înfrângere. Da. Luăm și ce este bun, ca pe experiență, învățăm din greșeli și încercăm să facem mai bine data viitoare. De aceea întotdeauna am visat la lucruri mari. Aș vrea să cad pe plan sportiv să câștig Champions League, să fiu la echipa națională, să câștig campionatul mondial, să ne calificăm la Olimpiadă. Nu zic că nu ar fi posibil, dar e ceva. Cred că totul e posibil atunci când ne dorim din tot sufletul ceva și când iubim ceea ce facem. Vorbind despre cariera ta, cum te-ai simțit atunci când ai câștigat pentru prima oară un trofeu major în handbal? Am muncit 15 ani pentru acel trofeu. Nu pot transmite acea bucurie și acele emoții pe care am avut. Mi se pare ceva când spui am muncit 15 ani pentru acel trofeu. Da, pentru că nu am avut șansa să câștig un campionat până să vin la Dinamo. Chiar dacă am jucat la echipe foarte bune din campionat și am mai fost și prin străinătate, nu am avut șansa. Efectiv, lipsea ceva. Sunt un jucător care muncește pentru ceea ce face, pentru ceea ce își propune și ca să-și îndeplinească obiectivele. Și de aceea am spus că am muncit 15 ani, pentru că am plecat de la juniori. Când te apuci de un sport și când începe să-ți placă ceva, și nu neapărat în sport, îți pui acel obiectiv. Care este primul obiectiv? Să ești campion, să fii cel mai bun în România. După aia să devii cel mai bun în Europa, în lume. Primul obiectiv, am muncit. Am fost pe la echipe, v-am spus, la echipe bune, spre foarte bune din România, unde întotdeauna aveam obiectiv locul 1-3. Nu am reușit să îl câștig. Era o frustrare. Vroiam acel titlu, munceam, simțeam că dacă nu ies campion, muncesc degeaba. Fac sport degeaba. Dar cred că asta te ambiționă și mai tare, nu? Da.
a fost obiectivul pe care simțeam că pot să-mi îndeplinesc și mă frustra. Trebuia să schimb ceva, trebuia să-mi schimb atitudinea, trebuia să fac ceva ca să câștig acel trofeu. Hai să ne uităm la câteva imagini și o să te las pe tine să comentezi, să știi. Dinamo a învins-o pe Steaua și a primit trofeul în sala Rapid, e al cincelea titlu consecutiv pentru Dinamo. Din cauza pandemiei, anul trecut nu s-a dat titlul. La două cupe, nu? Cred că trebuiau două. E bună și una, poate dacă o făceau mai mare, o acoperau și pe cealaltă. Te las pe tine să comentezi. Făceam referire la trofeul de anul trecut pe care nu l-am primit. Am muncit un an de zile. Se pot găsi scuze. Dar eu nu vreau să găsesc scuze. Am muncit și nu pot uita munca pe care am făcut-o alături de colegii mei, nopțile petrecute pe autocar, deplasări, toată munca, plecați de lângă familii, plecați de lângă copii și odată să nu primești acel trofeu. Nu trofeu în sine este important. La urmă este o bucată de metal. Dar aveam 4 titluri. M-am spus impun obiective îndrăznețe. În istoria clubului Dinamo au fost doar o singură dată, s-au mai câștigat 4 titluri consecutive. Nu vreau să fiu la egalitate. Vrei să depășești. Vreau să fiu mai mult. Vreau mai mult de la mine. Și era al cincelea și de asta doare cel mai mult, pentru că ok, l-am câștigat anul ăsta. Dar trebuia să-l primim și pe cel de anul trecut. Știi, mă uitam, fanii lui Dinamo au creat întotdeauna o atmosferă sufocantă, așa, cu adversarii. Cum e să joci într-o astfel de atmosferă? Păi n-am plecat de la început cu sălile pline. Când am venit prima oară, acum 9 ani de zile, la Dinamo, cred că erau 300 de spectatori în sală. Sunt alături de noi, sunt convins că ne iubesc cum iubim și noi. Și răsplata noastră sunt trofeele, sunt victorile. Ei de aia și fac sacrificii, cheltuieli, plecați de acasă, nopți dormite prin, nu știu, prin autocare. Și singura noastră modalitate de a le mulțumi. Dar au nevoie de acele victorii. Orice greutate avea, trebuie să vină și o răsplată. O mică răsplată. Mm-hmm. Noi putem să răsplătim doar prin victorii. Ușor, ușor, știți foarte bine, nu ne putem compara cu fotbalul. Suntem realiști, dar ușor, ușor au venit foarte mulți suporteri de la fotbal către handbal. În continuare merg și la meciurile de fotbal, dar sala este plină și cu suporteri care mergeau înainte doar la fotbal. Acum am reușit prin performanțele pe care le-am avut să umplim sălile de suporteri și de la fotbal și nu numai. Vin foarte mulți suporteri și de la echipe rivale. Când văd o asemenea atmosferă și intri într-o sală arhiplină, unde efectiv nu mai erau locuri și s-au vândut în câteva ore. Nu vorbim, cel puțin pentru meciul cu PSG, cred că nici nu trebuia să ne mai scoată la vânzare, sincer. Și poate dacă jucam într-o sală de 10.000, eu cred că s-ar fi umplut acea sală. Și aportul lor este foarte mare. Ne-am obișnuit cu ei, iar sunt momente dificile. Am spus, sunt urcușuri și coborușuri. Ei sunt acolo în spate. Ei sunt alături de noi. Până la urmă, asta înseamnă suporter. Nu spectator. Noi nu avem spectatori. Avem suporteri. Fiind și sunt alături de tine. Îți transmit acea energie în momentele grele. Am jucat și într-o sală de 6.000 de spectatori. Nu ne-a afectat cu absolut nimic. Nu am simțit nicio presiune din partea lor. Dar am jucat, jucăm în sală la Dinamo cu 2.000 de suporteri. Este o altă atmosferă. De aceea au ieșit anul trecut, acum 2 ani. Au ieșit, cred că de vreo 3-4 ori, au ieșit cei mai buni suporteri din Europa. Nu ai cum, efectiv, nu știu, și ai un picior luxat. Nu-l mai simți. Nu mai simți acea durere, nu mai simți orice s-ar întâmpla, strângi din dinți. Dar, efectiv, nu mai simți. Nu mai simți durerea, nu că strângi din dinți, că na, ca sportiv de performanță, e normal să ai dureri. Nu știu, eu n-am cunoscut niciun sportiv de performanță fără dureri. Înseamnă că nu fac ceea ce trebuie. Dacă n-am niciun sportiv de performanță care să stea pe canapeaua aia și să-mi spună că nu a suferit, nu a omis anumite evenimente din viața lui pentru a face carieră, dar dacă tot vorbim, știi, de performanță, aș vrea să te întreb, să nu te superi pe mine, o chestie pe care am observat-o eu în ultimul timp. De ce fetele
au mai multe performanțe, mai fetele din momentul ăsta, din handbal, au performanțe mai bune decât băieții? N-aș putea să vă dau un răspuns, că nu mă uit la fete, sunt însurat și... Nu, fetele din handbal. Am înțeles de prima oară. Nu pot să vă dau un răspuns. Nu neapărat că sunt mai ambițioase, nu neapărat că sunt mai rele decât băieții. Mm-hmm. Au lucrat foarte mult, cred că în rezultatele pe care le au, cel puțin și la echipa națională și sper să aibă în continuare, pleacă de la o bază solidă de la juniori. Dacă n-ai o bază solidă și să înveți lucrurile corect de la început, nu poți ajunge la seniori sau la echipa națională să dai randamentul maxim, pentru că nu ai, e ca și cum vrei să citești o carte, dar nu știi să citești. Și ele s-au lucrat și au avut o bază, poate și de selecție, poate și s-au lucrat la alt nivel un pic mai bine. Chiar nu pot să vă dau un răspuns, pentru că nu știu. Dacă aș ști, cred că aș putea să mă duc să vorbesc cu cineva și să punem în practică să facem și la băieți. Și pentru băieți, da. Dar nu cred că este o soluție. Poate sunt ele construite altfel. Nu pot să zic că băieții nu au materialul genetic sau uman ca să facem performanță. Dar poate ne-am obișnuit și cu înfrângerile. Și lucrul ăsta e un pic cam dureros. Ce îi spunem unui copil care ar vrea să facă performanță în handbal în momentul ăsta? Să strângă din dinți și să-și urmeze visul. Dar unui părinte? Să aibă încredere în el, să fie mereu alături. Orice s-ar întâmpla, un părinte trebuie să fie alături. Nu neapărat pentru handbal, și nu vorbesc aici pentru sport. Că e vorba de școală, că e vorba de orice altă disciplină. Un părinte trebuie să fie alături de copil. Îi lipsește ceva în momentul ăsta lui Dan Savenko? Titlul de campion mondial? Nu. Sunt fericit. Am doi copii și o soție foarte frumoasă, doi copii extraordinari. Ar fi trebuit și poate, dar e datorită sportului, să fiu mai mult alături de ei. Petrec și îmi face plăcere de fiecare dată când ajung acasă să petrec în timp cu ei. Acum ei sunt, chiar dacă sunt mici, sunt pilonul și sunt persoanele care mă țin mereu optimist, vesel și reușesc să trec mult mai ușor cu ajutorul lor peste greutăți. Dan, aș vrea să îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi astăzi și te-ai deschis și sper din tot sufletul să ne reîntâlnim și într-o altă atmosferă, dacă nu, poate chiar aici. Îți mulțumesc din tot sufletul că ai acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.